Tita mai? Încet, doamnelor. Salut! Ce faci? Vrei să mă pup sau? Bai, cum să merg? Hai să-l pupăm. Hai că pierdem evenimentul. Ce puci cu? Păi, haide! Cum l-am scos din mașină, nu știu, l-am scos din mașină. După care? Ăla care stă în dreapta, acolo, la butanele de aminte. Și mai vedem? Aici, mă? L-am pus lui vreodată aici? Cu clime! Uite și cu instant de apă, poți să faci și duș. Cel mai frumos băiat. E țucă, tata. Deci e barieră acolo. Pe unde intru? Deci pe nu, pe polițul. Pe polițul ultima intrare. Vezi că, vezi că e o poartă deschisă. Corpul I. Aproape de ieșire. E un portat. Foarte slabă prezența. Stau lângă tine, n-am. Nu mai merge la citit. Foarte slabă prezența. Salut, salut, salut. Salut. HD? Unii fără păr, alții... Păi ce să facem mai? A? Mai bine fără păr. Băi, dar ai văzut aia pe YouTube? Băi, domnilor, ce bine vă stă așa... Vă... Nu s-a obosit. Domnul Mocanu, tot serios, tot serios? Vezi că îngrașe gunoiul? Gunoiul îngrașe? Salut! Salut, Cristian! Hai, salut! Hai, salut! Păi băgați-vă acolo, la viață-vă! Păi, ai pe cineva lângă? Eu n-am pe ce, că nu mi-am luat trecie de... Vreau să o țin în mână, că mă doară mâna. Ce, vrei să stau lângă tine? Cu tine, ce? Vrei să stau chiar lângă tine? Dar vezi ce table mi se fac acum? Nu mai scrie nimeni pe tablă, a? Economie de cretă, mă. Băi, ce lucește din partea aia? Te-am văzut. Păi nu poți să faci nimic, trebuie să o ții cu mâna. Este lumina prea... Nu, e bună lumina. La mea, nu, ca mea prea foto. Mai prins. Păi, da. Thank you.
cine vine, mă? Am uitat. Aldea, mă. Aldea? Aldea de ce era? De Sentec. Bine că ne mai taie curentul. A fost locțitor al Partidului Național Liberal. Locțitor. Vasilei. Probleme economice. Dar cum? Tu nu știi? Partidul Național Liberal. Ce? Acum să-l întrebăm la ce folosește desen. Dar n-am ieșit artiști, am ieșit am ieșit comercianți, n-am ieșit artiști. E vreunul care nu face comerț aici? Nu le ajunge nici în prășina la asta. Profesional sunt niște limități. Domnul, tot supărat, tot supărat? Tot. Ți-ai lăsat și barbă, și cioc, și chelie, toate. Tot dacă... Ce că ți-ai lăsat chelie? Ia. Ce să fac? Fă-mă și pe mine, eu pe mine. Hai. Păi, dar nu se vede, nu-ți vede cât capul. Du-te și tu mai încolo, că nu știu să-ți fac altă. Tot capul ți-l văd. Uite așa, gata, acum. Hai. Ce scrie acolo? SMS pentru băieții. Da. Păi așa vrei să te filmezi când scrii un SMS? Hello. Eu nu știu să filmez, măi. Uite ea ăsta, că nu știu niciun medal cine. Sunt autoritate. Bine, mă, de ce mai mă, unde mai ești? Desfășor și o activitate de aia de, cum se numește în România, business, comerț, România, mă, da. Ești. A fost și plecat, așa am și venit. Dar ce fac cu ăsta, că nu știu să-l închid? Ce fac? Și mie unde stai în București? Da. Te faci unul ăsta? Mariana, să avem un pe etaj și te vedeți mai aici. Mersi, mersi, am plecat. Am zis că recul a făcut agrame și ai plecat. Am plecat de 3 ani, jumate, aproape. Am plecat la VTR. Și de la VTR ne-am foarte de achiziții. Da, s-a transformat în firmă separată. Am înțeles. Păi ai dat o multinațională. Păi am dat o multinațională, dar a fost bine până la adăvadă. Și, mă rog, până cam acum un an, când s-a schimbat și de la Viena, deci n-am venit așa. Așa, 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 așa. Ce notă au primit doamnele, domnul Cosi? Ce notă? Cum ești? Nota! Amândouă, da! Cu noi? Are?
Hai, vino în coace. Vino în coace. Vedem noi ce facem când vii. Nu se aude până acolo. Atunci ați spus că nu e bun să schimbăm, acum e bun, nu, domne, că sever. Nu, nu, să știți că mi-a plăcut foarte mult că era un om foarte organizat. Și cel mai important lucru, primul care învățai de la el era să te organizezi. Asta mi-a plăcut foarte mult. Asta depinde de zodia fiecare. Eu sunt fericit. Ăsta micu alimentează la ăsta mare, nu? Un băiat frumos care a albit pe aici, pe la... Ce? Mai zic, dacă am crescut nasul, mai lipă. Da? Trebuie să crească ceva. Întâi eu trebuie să mă prezint ca să pot să te aud și pe tine. Sorry, îmi pare bine. Ce, tu nu știi cine sunt? Nu, uite. Cristi Făgădar, cum? Adică eu știu cine ești și tu. Eu sunt Florin, ești și tine, nu? El e cei Ghizan, știi, nu? Știu. Da, dar abia aștept să strige catalogul. Superbă! Da. Asta se pune orice, știi? Sau ți-ai legat? Ți-ai legat? Nu, 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 ceva mai a evoluat, da? O facem o partidă simplă? Thank you.
să vedem ce-o fi. Nu-i că... 10? 90, nu? Cred că ăștia suntem. Mă, nu știu, ai fost în facultatea asta, că nu te recunosc. De ce, mai frumos sau mai urât? Că 89. Uite, mă! Este, domnule, este. Încet, încet, actualizăm. Așa, da. Mai cu dânsul nu dați mâna? Cu dânsul. Schimbat. Mai desenează cu două mâini și acum sau? Da, dacă am tot. Acum desenez cu 10 deci. Moda de picioare. Dacă aveți smartphone, nu vă mai trebuie cretă, nu? Da, da. Dar știți ce care e avantajos? Nu ne mai taie curentul acum între 6 și 8. Avem și noi lumină în sfârșit. Păi acum avem becurile cu LED-uri, le punem pe baterii și am rezolvat problema. Greu, dar mi-a lucrat. Mai lucrați în școală sau... Nu mai e. Băi, dar tu nu albești, mă? Tu ce dracu? Te vopsești sau ce-ți faci? Și-și dă cu vopsea, da. Eu îl bănuiești pe Șerban, dar... Știu eu undeva în factor. Ea e singura care s-a și cu Georgiana, nu? Da, voi două, nu? Cred că voi două ne-am gândit. Voi două. Dar unde e? Nu? Uite ce mai frumos. Cine? Da, 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 dar uite ce cravăți au, nu pe astea sunt ton cu tendința. Voi sunteți cam de la PSD, așa? Te vei mai spre galben, mai spre, a? Ce? Și tu la fel? Lasă că venim noi la guvern. Noi, a? Avioane noastre. Avioane noastre. Mai, mă trebuia să-mi pun un planor acolo.
Zic culmea să apară Megia, mă. Zic culmea să vină Megia. Păi ce, l-a mai văzut cineva de atunci? Dar ce faci? Nu l-aș recunoaște. Ții minte că era unul, Mititel. Emile, ce decorație ai, mă, de aici? Ce decorație e? Excepțional arătați. Ce spunea Einstein la școală, era mai, nu-l interesa școala, că eu am tipa cel mai disciplinat, în felul că nu-i tot în plăceam. Și acasă părinții de spun, ești mers, tatălui, mamei, băi, ce face cu al nostru cu... Nu face nimic la am dus plajele de barcare. Păi hai să zici la Paris. Am luat o kit acolo. Am dus să mâncăm pe șanse de zi. Un serviciu de cacao. O mâncare de cacao. Sucură. Da. Efectiv, nu știu ce plăcere. Bine, doar nu cred că acolo se mâncă. Îi dai, mă? Îi dai, dar dacă ai pe cei, eu cred. Ai vrut să vină? Ce problemă? Ce problemă? Ce are de pornit? Ce are de pornit? Acum când mă uit, dar eu nu știu... Dacă mă uit independent la care mă uit. Ce faci, mă? Cum de cu doi copii? Bine, nu? Doi? Am mai făcut un băiat. Da, mă, să stresc, mă. Dar nu e. De 10 ani, unul de 10 ani și unul de 10 luni? Unul de 10 ani și jumătate. Mulți înainte. Mulți înainte, mă. Ce faci? Ești unul fericit. Nevastă mea mă roagă. Nu te mă. Adică chiar pe moarte. Ce faci? Te vezi serios? Da. Ziua, doamnă. Dă-i cine? Dumneata ești cu noi sau? Da, da. Da, mă, da, da. Ne-ai stigat pe trece, a? Să trăiți, să trăiți. Bună ziua, bine ați venit!
ați rămas repetenți, nu? Din cauza lui, sigur. Băi, Sorine, Sorine. Băi, ne-ai așteptat. Globul pe toți. Ce la fel, deși eu m-am văzut ce te-ai vopsi, mă? Da, da, mă, mă. Da, s-a pregătit. M-am recomandat să mă recunoaște, adică m-am lăsat sau că nu mă recunoaște. Da, da, da. Așa că e foarte văd, așa că nu mă recunoaște. Nu mă avem și colegi foarte bogați, dar cred că ea nu vin. Da? Extrem de bogați. Da? Eu stau aici și filmez sau mă pun în bancă? Ha? Ce faci, mă? Băi, tu vrei să te dai lovit să nu vii, am impresia. Ba, sunt plecat, ba, autoriplay, ba... Ia-ți bine. E domn profesor de matematică. Nu știu, doarme în Germania, am impresia. În Germania, domn, nu?
De unde să stau? Și de unde îl filmezi? Trebuie să filmezi și eu de unde undeva, nu? Hai să începem cu
structura. În grupa 851, promoția 1990. Deci una dintre cele mai mici promoții care a început în socialism și a terminat în socialism. Avem Angel Gelu Dragoș. Este? E emigrat. Bibu Sorin. Este. Deci spuneți și câteva și câteva despre ce s-a petrecut în poate în 90 de ani. Vreau să spun că sunt printre puține care mai construiesc avioane. Mulți au început. Lucrez la vreo partea de avioane, nu de elicoptere. Au fost și perioade bune, acum e o perioadă. Că niciodată. Și pe toți care vin în Poiana, mă aștept. Aia e curat. Vezi? Nu-i da. Fabrica acolo. Asta e la Brașov. Da, mă. Da, mă. Ai da, mai înregistrat, nu? S-a înregistrat. Ne face tarif. Da. Adică, ne calculați acum ale proiectații pe sistemele moderne. Pe sistemele moderne. Poți să vă spun ce... Deci, un profesor Alde, care e un program special pentru aviație, FAMCAR. Am zis programul. Deci, Cater Maria Leopatra, absentă. Chirisescu Silviu, Cioroianu Radu Ion, Costea Ovidiu, nu mai avem timp, dar așa numele. Dencescu Mihai Gabriel, Dinescu Adrian Constantin, Dobrică Ion Marcel, Frangu Paul Dorian, Ionescu Dan Mihai Gabriel, nu este... Nu-i Agemo? Sau Ionescu Călare? Ionescu Călare. Moldoveanu Sorin, Nistor Carmen Narcisa. M-ați strigat, eram... Ocupat! Sorin, mă strânește pentru 952, eram moldoveanu. Tu ești muntean, el e muntean, Sorin. Dumneavoastră ați strigat moldoveanu, că avem și de acolo și de acolo. Adelean Sorin. Dar puteai să spui jumate acum, jumate? Nu e moldovean. Nu, e de fapt, iar de leandă îl cheamă muntean. Da. E visatul mare. Am înțeles, zice că Volteanu... Mai lipsește Vrânceanu ca să fie miorița completă, nu? Volteanu zice când a vizitat pe Pagărașii, s-a uitat așa, în discurs. Și doamne, cum mi-a putut moldoveanul ca să ajungă să de sus? Și iar despre ardeleni și Volten se spunea că era o discuție de ce... ce mai faci tu, măi, ardeleni? Ce ardeleni? Ardeleni. Deci, nici doar Carmen Narcisa. Nu este? Imigrat. Pavel I. Marilena Domnica. Petre Virgil Șerban. Este. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnilor profesori, pentru, și pentru că ați reușit să fiți alături de noi și acum, și mai ales pentru că în cei 5 ani, pentru unii poate care au aprofundat chiar mai mult de 5 ani, ne-ați ajutat, ne-ați îndrumat. Fără dumneavoastră, cu siguranță, nu am fi reușit să ajungem unde suntem acum. Domnul decan Berbente chiar mai devreme spunea de un motto al Facultății de Aeronave, la facultate avem în ton un motto elocvent, decât să pici un avion, mai bine un student. Cred că lucrul acesta, fără să știm atunci, ne-a ajutat pe fiecare dintre noi. Avem și ajutorul Catedrei de Sistem.
consistență. Mă scuzați, domnul profesor. Te cunoaște. Nu am reușit, da. Nu am reușit să rămân în domeniu. Totuși am activez într-un domeniu tehnic. O firmă care se ocupă cu instalații de climatizare, ventilație, încălzire, inclusiv montaj, service. Termodinamică. Da. Aceeași care aveam și acum 10 ani. Să vedem peste 5 ani, la următoarea întâlnire, cum va mai fi. Iar în ultimii 5 ani ce am reușit să fac deosebit un băiețel și o fetiță. Mai avem un caz. Bravo, Șeban. Pop Anton Liviu. Rădam sau Radam, nu mai știu. Radam. Rădulescu. Petre Sorin. Samuel Aura. Eu din aviație am trecut la schimb anul ăla. Și nu și acum. Da, aceea e. Era de preocupări, am trecut, am terminat de curând de licență în economie, finanțe, bun și mă țin că nu era mai bun și la licență. Băia frumos, băia frumos. Ne schimbat. Eu ceva distractiv, am construit și un avion la 3 ani. Am participat în el la zona locului, pentru fundat. Ați spus că încă nu m-am prostit de tot. Nu, 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 v-am recunoscut eu. De ce a venit dumneavoastră? Mulțumim, galbună. Lucrez acum la Autoritatea Aeronautică Civilă, sunt inspector și mă ocup de autorizarea organizațiilor de întreținere, deci întreținerea aeronautică. Am o fetiță în clasa 8. Să trăiască!